Prieten, și bine ați revenit pe canalul meu la un nou filmuleț motivațional de economisit bani. Pentru cei care nu mă cunoașteți, numele meu este Ramona, am 35 de ani, sunt căsătorită și împreună cu familia mea locuiesc în Germania. Sunt mămica a doi băieți minunați pe nume Edi și Eric și împreună suntem o familie de 4 persoane aflate într-o călătorie financiară în care vrem să ne plătim toate datoriile acumulate, dar totodată să economisim și bani pentru viitorul copiilor noștri. Așadar, dacă vă place genul acesta de conținut, vă invit să vă abonați pe canalul meu și astfel să fiți notificați de fiecare dată când postez câte un nou filmuleț. Pentru ziua de astăzi vreau să vedem câți bani am economisit și dacă avem suma necesară pe care noi ne-am calculat-o ca să putem să mergem în concediu în România anul acesta. Noi ne-am făcut așa un calcul și am zis că pe lângă pachetul acela all inclusiv pe care deja l-am achitat, să mai avem cu noi niște bani de cheltuială, dar ce înseamnă cheltuială? Niște taxe de plătit pentru acte, pentru că avem niște acte de făcut, pentru drum, benzină, pentru cazare, pentru că în drum spre România, dar și la întoarcere vom înopta la un hotel și bineînțeles că și asta costă, plus să mai avem acolo niște bani de cheltuială. De asemenea, să avem niște bani la noi dacă cumva apare ceva, o problemă sau se ivește ceva, să rezolvăm ceea ce este de rezolvat și da, suma totală pe care noi am calculat-o, pe care să o avem la noi, separat de excursia plătită, este de 4.000 de euro. Deci cu banii aceștia noi vrem să plecăm în România și sperăm să ne mai și rămână din ei sau măcar să fie de ajuns și da, să nu trecem peste această sumă, să nu cheltuim mai mult. Și vreau astăzi să vedem dacă avem suma aceasta de bani sau dacă nu. Aici sunt câțiva bănuți, rămași din provocări financiare, bani pe care i-am mai pus noi din salarii, dar nu știu dacă sunt de ajuns, așadar haideți să vedem ce sumă avem aici. O să număr banii. Avem așa, 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deci 1200 sunt aici, plus 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900. Deci 900 de euro plus 900 plus 20 de euro plus 10, 20 plus 5, 10. Totalul este de 2150 de euro bani pe care îi avem până în momentul de față. Asta înseamnă că 4000 minus 2150 egal cu, mai trebuie 1850 de euro. Ok, și să vedem de unde putem să luăm. Bineînțeles că din agende, vom începe cu agenda verde, pentru că aici am mai strâns ceva bănuți pentru acest concediu și vom umbla la fondul acesta de cheltuieli diverse. Ok, aici avem 1000 de euro. Și să numărăm și bănuții ca să fie corect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 800, 2, 4, 6, 8, 900, 2, 4, 6, 8, 9, 1000. Deci 1000 de euro minus 1000,
Ne mai trebuie 850 de euro, pe care să vedem de unde îi mai luăm. Dar întâi de asta să așez și bănuții. Și da, mă gândeam eu că va fi un concediu scump. Nu știu, persoanele care locuiesc în afara României, când mergeți în țară, cam care este suma pe care vreți să o aveți cu voi sau pe care o calculați voi așa că este necesară pentru a merge în România, pentru concediu sau nu neapărat, pentru a rezolva diferite lucruri acolo. Eu nu am mai fost de câțiva ani în România, nici nu mai știu care sunt prețurile, dar da, sper să ne ajungă banii aceștia. Ok, deci aici este gol. Nu mai este nimic în fond. Deocamdată nu voi actualiza și balanța pentru că dacă ne mai rămân bani la întoarcere, bineînțeles că vor ajunge tot în fonduri și de asta nu vreau să trec nimic acum, o să trec la întoarcere. Bun, de aici nu cred că mai putem lua bani din această agendă. Nu, din această agendă nu mai luăm nimic. În schimb, vom trece la agenda roz. Ia să vedem la care plicuri putem umbla. La fondul de urgență în niciun caz nu umblăm. Acela chiar îl țin pentru urgențe. Ok, vom umbla la acest plic pe care scrie Europa Park. Deci 850 de euro minus, asta ne mai trebuie. Ia să vedem cât sunt aici. Deci scrie 485 de euro, am bancnotă, dar am și monezi. 100, 2, 3, 400, îi luăm pe toți, deci minus 400. Ne mai trebuiesc 450 de euro ca să ajungem la 4000. Ok. Și la fel nu voi modifica acum balanța pentru că dacă mai rămân bănuți, tot aici vor ajunge. În rulantica sunt 456 de euro. Deci nouă ne mai trebuie 450. Da, o să luăm bănuți de aici. Și avem, așa, nu sunt așezați banii. Ok, deci 100, 2, 3, 400, 50. Și restul, măruntul, îl lăsăm. Ok. Deci 450 îi punem aici. Ok. Bun. Și cred că o să iau cu noi și monezi. Deci minus 450 și ar trebui să avem 4000 de euro. Bun. E, tot e bine că am avut de unde să iau banii. Deci, cam aceștia vor fi banii pentru drum, România, concediu acolo, deși în perioada cât vom fi la mare, noi avem totul plătit și asigurat, dar știți cum este pe faleză, seara poate mai vor copii, o înghețată, un suc și na, sunt copii, așa că am zis că vreau să mă bucur de acest concediu la maxim. Și să nu mă intereseze de nimic, pentru că după aceea încep Ausbildung-ul și știu că va fi stresant, va fi greu, 3 ani de zile voi avea foarte mult de învățat. Chiar mi-a zis una din colegele mele de la grădiniță, o educatoare, bucură-te la maxim de acest concediu, pentru că după aceea, 3 ani de acum înainte, vei avea numai stres, numai de învățat, numai proiecte de făcut, mult de scris. Și mi-a zis să mă bucur la maxim și să profit de acest concediu și asta am de gând să fac. Bun. Și acum să vedem dacă într-adevăr sunt 4000 de euro aici, să numărăm banii. Deci, avem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23,
24, 25, 26, dacă am numărat eu bine. Deci 2600 plus, sper că am numărat bine. Ok. Cred că mai bine e număr așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 50. Asta înseamnă 1150 plus 1150, 3750. Ok. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 200. Deci 200 avem aici. Plus 200. Ok. Și ne mai trebuiesc 50 de euro. 1, 2, 3, 4. Plus 40. Și 5, 10. 10 euro. Plus 10 euro. Egal. Ok, totalul este de 4.000 de euro, bani pentru România, plus drumul dus întors, sper să ne ajungă acești bani și bineînțeles că voi lua cu noi și fisele pe care le am rămase de la Europa Park, care se află unde? Aici. V-am zis că am multe monezi rămase și acelea le voi lua cu noi pentru drum. Ok, aici sunt monezile, sunt de 1 euro, de 2 euro și eu zic că sunt destule monezi aici și o să le iau cu noi pe lângă banii de aici pentru drum, pentru toaletă în mod special, pentru că știți că sunt toaletele acelea cu bani, adică trebuie să bagi fisa ca să poți să intri. Și da, mi se pare mai util și practic să fiu pregătită de acasă și să mă duc cu tot ce-mi trebuie decât să stau acolo să schimb sau, în fine, diferite alte lucruri. Și da, inițial mă gândeam să pregătesc eu banii, să văd câți am, câți mai trebuie să iau din fonduri, fără să filmez, dar după ce am stat și m-am gândit dacă tot am canal de economisit bani, atunci să fac și filmuleț, pentru că de aceea am și canalul, nu? Da, și cam acesta a fost filmulețul nostru de astăzi. Sper că v-a motivat și pe voi ca să economisiți și voi bani. Acesta a fost ultimul filmuleț înainte de concediu. Așadar, noi vom lua vacanță pentru 2 săptămâni, cred, ceva de genul. După care, la întoarcere, o să încep să postez din nou pe acest canal. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare. Sper să aveți parte de o vară frumoasă, să aveți parte de un concediu minunat dacă plecați pe undeva, să vă bucurați de el alături de familie sau de cei dragi vouă. Iar noi ne revedem la întoarcere. Vă pup! Pa, pa!